Cu ocazia Zilei Porților Deschise, organizată de Curtea de Apel Suceava, ușile instituției au fost deschise pentru publicul larg. Scopul acestui eveniment a fost înțelegerea mecanismelor de funcționare a actului juridic, a procedurilor și a repartizărilor dosarelor. Maria Andrieș, președintele Curții de Apel Suceava, a prezentat evenimentul care urmează să se desfășoare astăzi. Cam fiecare an, începând din anul 2003, de când Comisia Europeană și Consiliul Europei au hotărât ca în data de 25 octombrie să fie sărbătorită Ziua Europeană a Justiției Civile, Curtea de Apel Suceava organizează acest eveniment. În acest an, instanțele din cadrul Palatului de Justiție, Curtea de Apel, Tribunalul Suceava și Judecătoria Suceava au lucrat împreună pentru a organiza un eveniment deosebit, scopul fiind de a deschide publicului larg ușile până acum închise, a spațiilor nedeschise publicului și de a face publicul să înțeleagă mai bine cum funcționează actul de justiție. Astfel, grupuri de elevi, studenți, orice persoană interesată au avut astăzi acces în birourile judecătorilor, în birourile grefierilor, în birourile în care se realizează repartizarea aleatorie a dosarelor. Un element de noutate la nivel național este reprezentat de lansarea ghidurilor practice, modele de cereri pentru justițiabili puse la dispoziție gratuit. Ghidurile practice au fost lansate de către Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Magistraturii, cu sprijinul practicienilor, dorindu-se a fi un ajutor publicului, justițiabilor, practicienilor, în contextul noilor modificări legislative, Codul Civil, Codul de Procedură Civilă, Codul Penal, Codul de Procedură Penală, Legea Insolvenței, precum și alte acte normative care au fost modificate de curând. Orice persoană interesată poate accesa aceste ghiduri pe portalul instanțelor de judecată și pentru a disemina acest eveniment am organizat o prezentare, o demonstrație practică cu privire la modul la care funcționează aceste ghiduri. Intrându-se pe portalul instanțelor de judecată, se alege județul Suceava, pentru că funcționează Curtea de Apel Suceava aici, și la secțiunea informații de interes public se poate urmări legătura, modele de cereri pentru justițiabili în materie penală și procesual penală. Mai jos, ghidul practic, modele de cereri pentru justițiabili în materie civilă, conține 273 din cele mai uzuale cereri în materie civilă. Modele de cereri pentru justițiabili în materie penală cuprinde 66 din cele mai uzuale cereri în materie penală, scopul fiind de a veni în sprijinul cetățeanului în contextul intrării în vigoare a codului penal și a codului de procedură penală, de a facilita accesul justițiabilor la justiția penală și pentru asigurarea dreptului la un proces echitabil în vederea realizării drepturilor sau intereselor legitime ale cetățenilor. La fel ca și în materie civilă, ghidurile atrag atenția asupra elementelor esențiale pe care trebuie să le cuprindă cererile adresate instanțelor, termenele în care acestea trebuie să fie formulate, precum și competența organelor ce urmează a fi sesizate. Elevii prezenți astăzi la Palatul de Justiție au fost consiliați și lămuriți în ceea ce privește actul de justiție și modalitatea de a ajunge să profeseze în domeniul juridic. Sfatul președintei Curții de Apel Suceava către tinerii elevi a fost: fă ceea ce îți place și nu o să mai muncești niciodată în viața ta. În cadrul zilei în care accesul la justiție a fost liber, publicul larg a avut posibilitatea de a lua contact direct cu desfășurarea unui proces penal simulat, pus în scenă de studenți de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, sub îndrumarea judecătoarei Crăciun Gina, președinta secției penale a Tribunalului Suceava. Aceasta este o sală de judecată specific în materie civile, însă astăzi va avea loc un proces penal. De obicei, în sălile penale, în partea dreaptă, există și o boxă unde intră inculpații care se află în stadiu de arest, motiv pentru care astăzi scena va fi cu un inculpat nearestat, pentru că nu aveam boxă. Ca și locație și pupitru, vă explic, aici stă judecătorul, da? În fața judecătorului stă grefierul care va face strigarea cauzei și prezentarea pe scurt a speței. Aceasta fiind obligația, da, ca să aducă la cunoștința publicului obiectul cauzei, în partea stângă procurorul și, de regulă, în partea dreaptă avocatul, dar, întrucât sunt mai mulți avocați, vor sta în față și vor avea pe rând cuvântul la pupitru.
Obiectul speței prezentate a fost traficul de persoane, respectiv traficul de minori, inspirat dintr-un caz real. Studenții și-au intrat în rol și, în ciuda emoțiilor nelipsite, au dus cu brio la capăt misiunea juridică pe care și-au asumat-o. În urma pledoariilor avocatului apărării și procurorului, instanța a hotărât condamnarea inculpatului la 4 ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de încercare de 7 ani. Elevii s-au arătat încântați de ziua porților deschise și s-au declarat atrași de o carieră în domeniul juridic. A fost interesantă, dar am ajuns din păcate mai târziu, spre final. Destul de interesant. Și sentința? Sentința a fost una corectă, după părerea mea. I-aș fi dat o pedeapsă mai mare, cam dublă, 8 ani. Deci nu ești de acord cu sentința suspendată? Nu, ar trebui să schimbe ceva, să fie pedepsiți mai drastic. Te gândești la o carieră în domeniul juridic? Da, să merg la drept după terminarea liceului, momentan sunt clasa 9, la Ștefan cel Mare. Da, ca judecător.